Sute de salariați ai rafineriei Petromid au protestat azi pe platforma petrochimică de la Năvodari, îi refuzând să intre în tura de dimineață. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că nu li s-au majorat salariile. Potrivit liderului sindicatului liber petrochimistul Petre Tancău, salariații din schimbul 1 au refuzat să intre pe poarta rafinăriei, inițiind un protest spontan. Oamenii sunt supărați pentru că administrația a refuzat propunerile avansate de noi încă din noiembrie 2015 pentru majorarea salariului. Pe fondul creșterii productivității, a creșterii profitului, noi am solicitat o creștere salarială de 13% de la 1 ianuarie 2016, având în vedere că nu au mai fost acordate creșteri salariale reale din 2010, a afirmat Petre Tancău.